de mai bine pe acorduri, adică pom 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 pom. Dar nu trebuie să se grăbească, da? Deci, veți avea, nu știu care dintre voi, care vă place, fiecare câte ceva din acestea. Și ne vedem la bine. Da, ne vedem. Noi am lucrat cu Arsnova peste 40 de ani și am făcut o mulțime de prime audiții. Vă doriți și vouă o viață la fel de lungă și la fel de prosperă cum am avut noi. Și dacă n-ar fi murit și n-ar fi plecat o serie de interpreți, aș mai fi continuat un an, doi. Dar când îl pierd pe Grigore Pop, pe Goilă, etc., e mai greu să mai să înlocuiești, că erau cei mai buni și n-am găsit înlocuitori la nivelul lor. Dar voi puteți, aveți tot viitorul în față și sunt convins că veți face multe lucruri interesante. L-am cunoscut și pe Xena. Dar jur că m-am fi la asta și mă gândeam că și așa ceva, mai ales că sunt și o sumedenie de notații pe care nu le cunoaștem. Țin minte primele piese contemporane cu legende. Da, îmi lua ceva timp să învăț ce înseamnă semnele din știmă și să reacționez la ele. E un limbaj nou pe care trebuie să-l asimilez. Cea mai mică din sala 4. Eu așa de rău am dormit. Tot am avut senzație că mi-am pus alarmul la 5 p.m. Cineva a fost stresat că nu o să mă trezesc și îmi dorm cu telefonul pe sale de la nici nu vrea să mi zic, oh my god. Toată de la nu mă coșmarul. Începem deja? De fetiția de afară, de tine. Da. Încălzire. Feeling că n-am. Putem să pornim? Tracem o mică oprire în apărere, dar fii pe unde? Ce facem? Apoi mergem cu asta. La fast charge.
Era mult mai mare. Având în vedere că deja am fost la al patrulea, al cincilea proiect, deja ne cunoaștem, ceea ce e foarte important. Deja ei se cunosc între ei, ceea ce iarăși e foarte important. Noi suntem mai degrabă o echipă. Nu este un dirijor în fața ansamblului. Dacă ai prins și sau dacă unii vor prinde la un moment dat repetiții cu public sau repetiții deschise, vor vedea că nu este acel centru care stabilește absolut tot. Noi mai degrabă suntem un ansamblu, eu fac parte din ansamblu, eu, chiar dacă poate sunt conducătorul, fondatorul, etc. Dar toate sunt deschise, păreri sunt mult, vin din partea tuturor, oameni cu experiență, aici vorbesc de absolut toată lumea, dar sunt oameni cu inițiativă, mă gândesc aici la Sonia, care este, nu există propoziție pe care să o închei și să nu vină cu o sugestie, o completare, aprobare, dezaprobare în baza experienței pe care o are în muzică de cameră, în muzică orchestrală, în baza faptului și că eu nu sunt dirijor, nu sunt format ca și dirijor. Deci eu sunt acolo ca o completare, ca un sprijin, bineînțeles, pentru ei, că își găsesc sprijinul și în coordonarea pe care o transmit sau uneori în energia pe care reușesc să o transmit. Dar cred că este ceva aparte în a munci cu toții la ceva, în a nu stabili eu absolut toate aspectele. Și mi se pare foarte frumos că simt că la repetițiile de ansamblu Culori, lumea vine nu doar pentru că trebuie, ci pentru că fiecare vrea să fie acolo. Și atunci implicarea cred că e mult mai bună. Dacă se rog înapoi mandat, amintește-ți cât trebuie să acum plus 3 pentru mâine. 5. Ok? La. Atâta de tare nuanță, ci mai degrabă să ne concentrăm, să atacăm deodată și să fie cât de scurt, că altfel se pierde, că e prea lat și după aia unul termină, e codiță, celălalt, așa, și cu cât e mai scurt, da, cu cât e mai scurt și mai încet, că așa, degeaba forțăm în sala asta, că e destul de mată, nu? Da, eu cred că se aude. Da, se aude clar, dar să nu forțăm noi, că nu are niciun sens. Dar nu ne trebuie fortisimo. Da, exact. Cred că tinerii contează foarte mult că sunt entuziaști, ansamblu, membrii ansamblului sunt entuziaști, sunt pasionați, sunt sudați, țin unul la altul, contează aceste mici bisericuțe, ca să zic așa, faptul că unii se știu de mult timp, se înțeleg de mult timp.
Cred că toți și-au pus o bucățică de suflet în proiect și au, în felul acesta și-au asumat proiectul și din cauza aceasta, indiferent că a fost ușor, greu, și-au dorit să iasă. Acest lucru s-a simțit și în concert, dar s-a simțit și în afara concertului, și în relaționarea în grup, în diferite ipostaze, că eram pe drum, că eram la masă, că eram într-o plimbare undeva în oraș. Deci, e un proiect foarte reușit. Sau dodecafonismul sau utilizarea scărilor de ton, unde, de exemplu, nu putem să distingem un sunet mai important decât cel. Și ideea e că, nu știu, ar trebui cumva să fim mai deschiși către muzica asta contemporană. De obicei, reacțiile noastre sunt... Dar ar trebui să ne obișnuim și să fim mai deschiși la genul ăsta de muzică. Așa. O ceva impresie. Da, în primul rând, de unde știi despre ansamblu sau în ce context ești aici? În ce context sunt aici? Da. Păi, despre ansamblu am aflat de la Alexandru Ștefan Murariu. Noi avem un trecut, dacă pot să spun așa. Ne cunoaștem de când eram studenți în sala aceasta. Ne-am cunoscut la un festival, la festivalul claselor de compoziție. Deci ne cunoaștem de vreo 10 ani. Mă bucur foarte mult că ansamblul și-a început turneul în orașul nostru, în orașul Iași. Iată că avem onoarea de a asista împreună la aniversarea acelor figuri componistice prin interpretarea lucrărilor, anumitor lucrări din creația dumnealor. Și sunt convinsă că la finalul acestui periplu, ansamblul va avea mai multe culori și nuanțe în amintirile lor și sunt sigură că vor avea experiențe minunate. Thank you.
tineri care abordează muzică nouă, totul e nou, totul e proaspăt, totul e frumos și faptul că acest ansamblu face un asemenea efort, pentru că m-am uitat un pic pe desfășurătorul acestui turneu și mie, din punct de vedere al somnului, mi se pare inuman, dar acest efort pentru a promova muzică nouă unor compozitori în viață, compozitorii trebuie onorați cât sunt încă în viață, este un demers absolut meritoriu și are și un farmec al lui, e dulce, e tineresc, e vesel, e plin de lumină, eu unul sunt impresionat. În primul rând suntem deosebit de onorați să avem aici ansamblul Culori. Am audiat în seara aceasta niște lucrări deosebit de frumoase și de interesante, pornind cu Rebound B al lui Yannis Xenakis, care a creat așa un efect cu totul deosebit pentru deschiderea spectacolului, și apoi cu creația lui Cornel Țăranu, Alexandru Ungariu, Aron Teoră Ghiurco și Dan Dedi, un final. Toate au fost niște lucrări deosebit de frumoase, inspirate, inedite, și aici la Iași noi suntem deosebit de încântați să avem astfel de evenimente, să găzduim astfel de artiști frumoși, veseli, cu talent și maestrie. La fel cum vorbeam cu Alexandru, fugă geografică în 5 zile, în 5 orașe, nu? 5 orașe, da. Și cred că plecați în seara asta din Iași? Exact, plecăm spre București. Am înțeles. Și este o reușită și mai ales faptul că ați, pentru că este o echipă întreagă, de la PR, tour manager și tot ce înseamnă asociația Sound Borders, din care faceți toți parte, nu? Care e de fapt întemeietoarea sau stă la baza ansamblului Culori. Ați reușit să aduceți niște compozitori din 3-4 zone ale țării care să creeze special pentru acest moment și asta mi se pare super. Afară. Ce ușor a fost. Că mai înainte. Nu știu, nu am mai fost cu caruselul până acum, dar cred că cam așa ar fi o călătorie cu un carusel, nu știu, prin state, de la Disney World. Cam ce s-a întâmplat în aceste 5 zile, cred că asta simți în acele, nu știu, 2 minute. Cum ies, oamenii mei zici că... Oh, bună dimineața! Oh, good morning! Oh, ați good... dormit în stop, cred că, mă. Eu n-am dormit. Ați dormit de gara, mă. Da, sigur, acum, după... Ați avut și vioară. Somnam în mine, așa dormeam. Ioi, don't do this to me. E bine. Alex, eu am de afaceri. Stai la telefon.
chiar ca o bucură, sper să am ajuns destul de rar pe aici. Dar îmi place de fiecare dată când vizitez și mai ales când cânt. Și sper să avem public și vă așteptăm. Ai găsit partitura? Da! Bine că le-am găsit. Partitura asta? Aș putea să-i zic cumva, dar nu-i zic. Dar cred că nu am probleme în turneul ăsta. Începe concertul Latinului Pati. Concert a avut ceva unic, da. Nu neapărat în partitură, cât în discursul lui sau în cerințele care le-a solicitat interpreților și tu ai fost una din victime. Da. Prima dată, cred că de două ori ți-a solicitat să... Da, prima oară la București a fost când pur și simplu nu m-au așteptat deloc și nu s-a mai conectat nimic în creierul meu, am pierdut un pic, da. Dar... Și a doua oară când? Ce ți-a cerut? A doua oară nu mai știu ce. Oare ți-a spus să cânti un ceva Mozart sau... Da, dar el era în program. Deci el era de așteptat, da. Dar nu știam niciodată la care dintre ele va apărea. Așa... A fost doar o dată, a apărut doar o dată și doar de aceea m-am gândit că... Sau cel puțin eu l-am perceput doar o dată. Da, cred că doar o dată, da. Nu știu, trei albe, trei negri. Aveți vineri? La Academia aveți? The Long Mississippi. And the Great Mississippi. Trinitas. Gata. Și aveți emoții? Încă nu. Da, să vedem. Dacă ce luăm amății. Eu răspuns mai sincer. Da. Da. Să-l achis.
Dar nu așa, asta a fost o cură de muzică contemporană, așa, știi, super concentrată. Și asta a fost diferit, a fost surprinzător, a fost plăcut, mi-a plăcut foarte mult oamenii, m-am simțit foarte bine. Este foarte, e o inițiativă excelentă. În primul rând că ideea este, deși este excentrică, prinde cu atât mai mult. Ars Nova din Cluj are peste timp mlădițe, să spun așa, cum a fost ansamblu ad hoc și cum este acest admirabil ansamblu Culori și cu sufletul lui care este Alexandru Ștefan Mura. O bucurie extraordinară pentru mine. Știu de mult pe Alex, mi-e foarte drag, e un compozitor foarte talentat și a demonstrat cu prisosință lucrul acesta și în seara asta și chiar m-a intrigat că am depistat o cotitură stilistică în muzica lui, cum nu știam dinainte și m-am bucurat foarte tare. Dar trebuie spus că ce face el cu acest ansamblu este absolut extraordinar. Sunt de o virtuozitate impecabilă. Se vede că toți cântă cu foarte mare pasiune fiecare notă. M-au impresionat în mod deosebit lucrările tinerilor compozitori. L-am menționat pe Alex Murariu, Aaron Torok-Gyorg, ce scuze, o piesă de o forță și un rafinament timbral incredibil și, bineînțeles, piesa lui Dan Dediu, care a fost delicioasă ca de obicei, cum știm că este muzica lui Dan Dediu. Sunt extrem de mândră și sunt extrem de mândră că acest concert a avut loc în Festivalul Meridian, ediția Atlas, și a fost o oază de energie și de bucurie pentru toată lumea. Și sunt foarte mândră că Alex Murariu este cu noi în echipa Meridian. Deci Alex Murariu face parte din echipa SNR Simc, care organizează festivalul și se ocupă de Cluj. Și sperăm că în anii următori activitatea ansamblului Culori va fi din ce în ce mai deasă, cu evenimente în ce în ce mai dese, pentru că deja nivelul este excepțional. Și de bancă.
De el? Dar că costat atât așa neașteptat, credeam că e incredibil de... Serios, n-am muncit. Da, exact. A stat o oră să ne aștepte, incredibil. Incredibil, ce? Conștincios, conștincios, exact. Ramon. Face 10.004, insistă. Stai, mai trebuie să merg o dată, că o să lua camera. Thank you.
secol XIX și început de secol XX, compozitorii s-au săturat de tonalitate. Au spus, e deja plictisitor, toată lumea a scris în tonalitate, haideți, în ghilimele, să încercăm și altceva. Și au apărut diverse alte sisteme tonale. Nu mai este gamă, nu mai este tonalitate. Vorbim de mod, alte organizări de sunete. Nu intrăm în detalii, pentru că nu asta e scopul. Și pentru mine, nu știu, absolut totul e fascinant. Gen, eu învăț foarte multe lucruri de la fiecare membru al ansamblului nostru, mai ales că-s mai mari, și încerc să fur tot felul de chestii pe care le vorbesc ei între ei, care n-au legătură cu instrumentul meu, dar sunt foarte folositoare să le fur. Am fost numiți frații mai mici al altor ansambluri și mi-aș dori să devenim și noi frații mai mari și, nu știu, să fie un ansamblu ăsta de durată, nu știu, 10 de ani, poate 5. Am întâlnit instrumentiști foarte buni, cu care am avut onoarea să cânt. M-am bucurat foarte tare pentru Alex, care a reușit să facă acest proiect. Îl cunosc de mic, să zicem așa, pe Alex și mă bucur foarte tare că a reușit să adune lângă el așa oameni faini și o echipă faină cu care poate să meargă și să arate tuturor cât de grozav este el și cât de grozav sunt ei cu toții. Le-aș dori să aibă cât mai multe concerte, să fie chemați să cânte, pentru că merită, sunt cu toții instrumentiști, așa cum ai spus, grozav. Alex este un compozitor foarte fain. Eu am o piesă scrisă de Alex pentru mine, care mi-a dedicat-o, a scris-o de ziua mea. Deci, cânt de mult și cunosc de mult piesele, de mulți ani piesele lui Alex, le doresc să aibă cât mai multe succese și, de ce nu, să mă mai invite să cânt. Niciodată să am un număr atât de mare de concerte într-o perioadă atât de scurtă. În special mă refer la faptul că am avut concerte în așa diverse locații, în orașe la sute de kilometri distanță unul de celălalt și pot să zic că este exact așa cum aș fi așteptat, un proiect de succes, pentru că am încrederea și sunt conștientă de faptul că am avut o organizare foarte bună. Am fost disciplinați,
Mi se pare că ne-am înțeles unul pe celălalt, am reușit să dăm unul după celălalt și mă simt împlinită prin faptul că am reușit să facem muzică atât de frumoasă, cu oameni așa frumoși, în cele mai importante orașe din țară. Cealaltă mașină, asta scârție și buduie. Pentru mai multe drepturi de autor. Nu mai știu niciun vers. Iau ceva de la Ioșca. Nu fii atent ce-o prind capul bine. Tu nu vede că îi filmează. Ca turist m-am simțit bine în Iași. Mi-a plăcut la București, am stat prea puțin. Ca ce mi-ai zis? Ca interpret? Ca interpret la București, unde au o sală extraordinară, ca acustică. Ca și coleg de ansamblu sau coleg de... Ca și coleg. Ca și echipă, membru în echipă. Membru în echipă, bineînțeles. În mod cert, Timișoara, unde am început să ne certăm și am început să plângem, a fost memorabil. Nu, a fost super tare pe drum, ca și coleg, pentru că am petrecut destul de mult timp, cel mai mult timp pe drum, cred, și la masă, eventual, sau în piscină, la Iași. Execution.
Cred că, în primul rând, pentru public a fost foarte interesant și potrivit în era noastră plină de mass media, unde totul este imagini, sunet, impulsuri din toate părțile, să zic așa. Cred că contează foarte mult. Și la piesa lui Alex, când eram în sală și mai vedeam irizațiile, să zic așa, luminile albastre serin, e o senzație aparte de scufundă într-o altă stare, să zic, decât starea de concert. Un pic altfel, nu pot să zic că e mai bine, mai rău, e altfel. Interesantă această trecere prin diverse generații, sigur surprins și modestia lui Alex, care nu a vrut să se includă cu 33-ul propriu în acest turneu și apoi probabil o fi fost în alegerea acestor date aniversare și ideea unui șir al lui Fibonacci ascuns, 33, 55, 88, Senachis ar fi trebuit să se nască cu 133 de ani în urmă, probabil, dar foarte interesantă ideea de a trece prin diferite stiluri muzicale sau, dacă ne gândim la lucrarea lui Dan Dediu, într-o singură lucrare, traversând mai multe idei stilistice diferite. Sigur, mi-a plăcut foarte mult concertul și cred că are un foarte mare potențial acest ansamblu, chiar numai pentru simplu fapt să parcurg în 5 zile un turneu foarte solicitant, un număr mare, un ansamblu mare, și acesta este un semn că sunt foarte dedicați și le place ceea ce fac. N-a fost ușor, în condițiile în care oboseala se tot acumula, tocmai din perspectiva asta drumurilor lungi și acumulării de kilometri, în total 1750. Origo, adică origini. Aaron lucrează cu materialul muzical diferit față de ce am auzit până acum. Poate seamănă puțin cu finalul din clopță. Lucrează mult cu zgomote, cu efecte la instrumente. Deci nu o să auzim neapărat note. Nu o să auzim zgomot fâșit, gălăgie și diferite atmosfere. În liceele în care am mers până acum cu acest proiect, am invitat și vă invit și pe voi la un foarte scurt soundtrack de muzică de film, am putea spune.
venit să vedeți ce fel de film ar putea. Relație cu copiii mi-a plăcut cel mai mult Cluj și Lipati la București. Acolo ne-am simțit vii în stilul lor, acolo mai bucureștene, cel mai ardelent, dar foarte vii și colaborativi așa. Toată atmosfera asta, ce te-a făcut să... Cred că mi-a dat cumva mai multă siguranță. Nu știu, că eram pur și simplu acolo, în întuneric, nu vedeam în sală prea bine, nu puteam să fiu distrat, să vedeam numai ce... Foarte bucuros că un asemenea concert de muzică contemporană a avut o audiență bună, a fost foarte bine interpretat și faptul că în 5 orașe a fost prezentat e o mare realizare, e destul de rar întâlnită și nu pot decât să doresc ca asemenea evenimente să se manifeste și în viitor. Îi doresc mult succes. Obosită, că asta zice toată lumea, nu? Acasă, mi-a plăcut scena, mi-a plăcut oamenii, mi-a plăcut și elevii de la liceu, dar e foarte posibil să fiu... Să fiu subiectivă, da. Dar la București mi-a plăcut foarte mult sala, excelent suna sala,
Mi-a plăcut că publicul care a fost, nu a fost mult, dar au fost avizat și au înțeles foarte bine ce am făcut noi acolo. Mi-a plăcut recuziterii. Adică chiar au fost super profi și cu ochii pe noi și asta a ajutat foarte mult, n-am avut nicio grijă, știau foarte bine ce au de făcut și s-au ocupat foarte frumos de noi. Un compozitor bine afirmat și pentru mine o mândrie a clasei de compoziție, așa precum este și Aaron Tore, care a fost cântat și mult aplaudat astă seară. Și m-am bucurat să fiu la acest concert în care alături de doi dintre discipolii mei cei mai dragi au apărut în program cu profesorul meu, maestrul meu, Cornel Țăran. Deci, Alexandru, pe lângă activitatea lui de compozitor, care este considerabilă și multipremiată pe bună dreptate, se dovedește a fi și un foarte bun animator, un foarte bun coagulator de grup, pentru că grupul acesta e un ansamblu deja bine închegat și o afirmare generațională, nu există această tânără generație care ne face mare bucurie prin felul cum se mișcă, prin energia pe care o are, prin valoarea pe care o manifestă și prin faptul că vrea să-și o pună în valoare. Este în același timp și un inventator de proiecte foarte inventive, al doilea proiect pe care îl vedem din imaginația lui și ăsta este foarte simpatic întrucât sub pretextul centenarului, că a rămas un pretext centenarul Xenakis, care sigur este pentru noi un brăilean înalt prețuit, una din personalitățile mari ale secolului 20. Toate aniversele astea găsite par a fi un proiect numerologic. 33 de ani, 55 de ani, 88 de ani și 100 de ani finalmente ceva care înseamnă un obișnuit moment de recapitulare. Programul foarte frumos alcătuit, foarte frumos cântat. Ce să spun, răspunsul publicului pe măsură. Le dorim mult succes pentru că merită și pentru că... Sper să vă văd la 1, 2, 3 festivaluri internaționale de muzică contemporană. N-aș putea să vă spun la care, că nu prea sunt familiarizată cu zona aceasta. Dar sper să vă văd la Paris sau sper să vă văd undeva în Germania, unde știu că există deschidere față de acest tip de muzică. Și sper să reușiți să promovați creația contemporană românească și în afara granițelor noastre. Noi în concert, voi în concert ați trasat anumite granițe sonore care ar trebui să fie universale cumva sau ar trebui să fie cât mai largi. Și asta sper să fie. Trebuie să mărturisesc că am fost foarte plăcut surprins de piesele care au fost interpretate în seara aceasta. Cred că Alex se află la momentul din cariera sa de muzician în care are foarte mult entuziasm, foarte multă creativitate. Nu în ultimul rând, foarte mult lipici la resurse, pentru că pentru un astfel de proiect e nevoie și de resurse și
e de admirat că a reușit să coopteze atâți muzicieni tineri și foarte buni de altfel, pentru că de unul singur nu poți face mare lucru, mai ales din postura de compozitor. Într-adevăr, Alex și cu mine suntem prieteni, colaborăm atât pe plan artistic, am avut bucuria să primesc o comandă din partea ansamblului Couleur chiar anul trecut, era unul dintre primele lor proiecte. De altfel, piesa pe care am scris-o cu Cioc și dedicat-o ansamblului și dirijorului său. Alex, de asemenea, colaborează cu mine și la cursurile pe care le ținem aici la Academia de Muzică și mă bucur încă o dată mult pentru succesul lui din seara aceasta. Piesele de altitudine nemaipomenită, dar mai mult decât atâta, interpretarea a fost de un nivel de calitate care rare ori se poate auzi pe o scenă de concert. Sigur că este și efectul faptului că l-au cântat în 5 zile consecutive și că s-a lucrat foarte mult pentru ei și s-a ajuns la un nivel de finisare pe care rare ori avem ocazia să-l auzim în legătură cu piesele noastre sau cu piesele altora. Deci, a fost efectiv magic, nu știu, mistic. La piesa lui Aaron Turek am fost transportat pur și simplu în, complet în altă lume. Și la piesa lui Alex Mulariu la fel și la alte piese nu vreau să nominalizez, pentru că tot evenimentul a fost de cea mai înaltă ținută. Piesa lui Dante Elius. Da. Deci, evident că e o inițiativă foarte bună și vreau să completez ceva. La prânz am fost să-l văd pe colegul meu, Alex Murariu, cum prezintă la elevi. Am fost curios cum arată respectivul eveniment și am participat la un mini-concert-lecție în care el, cu șarm și cu informații relevante, a reușit să îi captiveze pe elevii colegiului Totuța, care la sfârșit au avut și întrebări de pus și comentarii, cum se notează un anumit efect, cum va veni inspirația în legătură cu o anumită piesă și care au fost extrem de liniștiți și de participativi. Și tot evenimentul de la ora 3 a fost foarte dens, foarte condensat, esențializat și prezentat cu foarte mult farmec. Și m-am bucurat să particip și acolo. A fost cumva apogeatura pentru ce s-a întâmplat în seara asta. Eram deja în temă în legătură cu unele dintre piese. Deci, cred că s-a născut o trupă de enorm calibru. Sigur că sunt toți tineri, dar ceea ce se aude pe scenă nu consună cu nivelul de experiență și de tinerețe pe care l-au, ci sună ca și cum ar fi un ansamblu de cel mai mare calibru, cum sunt ansamblurile europene, din punctul meu de vedere. Și le doresc mult succes pe drumul pe care au apucat-o și ce e important e că se vede că cântă cu plăcere și cu înțelegere. La piesa lui Aaron Turek, care cred că era cea mai delicată și cea mai periculoasă, se vedea că ei înțeleg perfect ce a vrut autorul de la propria lui muzică și s-au asamblat sonor într-un mod ideal. Nu știu dacă autorul putea. Sunt adaptabile în ideea în care v-ați transformat și într-un cor.
Cred că asta a fost surpriză, asta un fel de cireașa de pe tort. A fost cireașa de pe tort, cu siguranță. A spectacolului Bisul, care va prezenta pe voi în cel mai ludic mod posibil. Exact. Cred că exact asta, nu știu cum a speculat Alex momentul, dar a fost exact ce trebuie ca să încheie concertul într-o atmosferă ludică, ceea ce mi se pare că e foarte potrivit, mai ales la un concert de muzică contemporană, unde te aștepți că, no, cine știe ce o să-ți placă, ce nu o să-ți placă, inclusiv pentru mine. Adică noi acum cernem muzica de astăzi și vedem ce mai rămâne pe parcurs de lungul anilor. Și în funcție de cum cântăm, nu numai în funcție de cum scriu compozitorul. Am călătorit. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am mai și ciondonit puțin, dar tot atâți am ajuns la final și suntem zâmbitori. Am trecut primul test al mariajului, cred. Dacă putem da 5 concerte consecutive în 5 zile, putem face multe. Aș dori să mulțumesc de la mic la mare absolut tuturor șoferilor noștri, domnul Marius, domnul Iancu, PR-ilor noștri, Cristina Pascu, Ioana Balbachi, videografilor care ne-au însoțit peste tot, Gabi Timuș și Aurelian Pușcașu. Sper că nu am ratat pe cineva, nu în ultimul rând, bineînțeles că nu. Andreea Pătraș, care este tour managerul nostru. Totdeauna când ajungeam de la festivaluri acasă, intram într-o depresie totală, că se rupea totul, se termina ultimul concert, era gata, fiecare era acasă și rămâneam în aer. Așa ieri ne-am văzut, am cântat, astăzi de mai